Pacea Domnului, spre slava lui Dumnezeu și pentru numele Lui cel Sfânt, deschidem serviciul divin al școlii de sabat cu imnul 40. Lăudați pe Domnul Slavei! Să luăm aminte la rugăciune. Tată Sfânt și Bun, venim în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos și în puterea Duhului Tău, cel Sfânt și Bun, să-ți mulțumim pentru această zi sfântă de sabat. Să-ți mulțumim, Doamne, că ai fost cu noi încă o săptămână, iar în această dimineață ne-ai îndreptat pașii ca să venim în casa Ta de rugăciune să ne întâlnim cu Tine și unii cu alții. Îți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta și dragostea Ta care ai avut-o față de noi. Mulțumim, Doamne, că Tu întotdeauna ai fost lângă noi și așa ne-ai promis. Acum Te rugăm, Doamne, să ne binecuvântezi așa cum stăm acum înaintea Ta, să stăm și în împărăția cerurilor cu toți cei dragi ai noștri, dacă este cu voia Ta. Te rugăm, Tată, să binecuvântezi și pe cei care din anumite motive nu au putut să vină în casa Ta de rugăciune, că Tu știi, Tată, motivele la fiecare dintre noi. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi Tu toate alegerile, să termine în această zi, să se facă numai și numai pe voia Ta. Doamne, rămâi lângă noi în această zi și noi să rămânem lângă Tine, iar acum să ascultăm din cuvântul Tău și ajută-ne, Doamne, să-L înțelegem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Bună dimineața și pacea Domnului să fie în sufletele noastre. Cum sunteți în această dimineață? Cum vă simțiți? Simțiți pacea lui Dumnezeu? Cum o simțim? Poate cineva să spună? Când mi se întrerupe, pentru cea mai frumoasă experiență cu privire la venirea
m-a interesat în timpul săptămânii, e, văd clar puterea lui Dumnezeu. Exact. Avem acea liniște. Odihnă mentală și sufletească perfectă. Exact. Amin. El să fie lăudat pentru aceasta. Aș dori în dimineața aceasta să căutăm în cuvânt cum putem primi putere de sus să trecem prin toate obstacolele care vor veni. Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei 17, versetele de la 19 la 21. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici colo, și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Domnul a vorbit în aceste versete despre faptul că anumite duhuri de demoni nu ies decât prin rugăciune și prin post. În contextul unei situații specifice în care ucenicii săi nu reușeau să elibereze un lunatic. În acest pasaj, Iisus explică că credința puternică și o relație profundă cu Dumnezeu sunt necesare pentru a face față unor puteri demonice deosebit de puternice. Iată câteva motive pentru care Iisus a menționat rugăciunea și postul ca mijloace eficiente în lupta împotriva unor astfel de duhuri. Creștere spirituală. Rugăciunea și postul sunt practici care ne apropie de Dumnezeu și ne întăresc relația cu El. Ele ne ajută să ne creștem credința, să fim mai sensibili la voia lui Dumnezeu și să fim umpluți cu Duhul Sfânt. O relație puternică cu Dumnezeu este esențială în confruntarea cu puterile demonice. Consacrarea și curățirea. Rugăciunea și postul implică consacrarea deplină a vieții noastre lui Dumnezeu. Ele ne ajută să ne separăm de lucrurile lumii și să ne concentrăm atenția asupra lucrării și voinței lui Dumnezeu. Prin post și abstinență, ne amintim că suntem dependenți de Dumnezeu și că avem nevoie de puterea și intervenția sa pentru a învinge duhurile rele. Lupta spirituală. Rugăciunea și postul sunt instrumente puternice în lupta spirituală împotriva duhurilor rele. Ele ne ajută să ne focalizăm pe Dumnezeu, să ne aducem înaintea Lui cererile noastre și să ne depășim slăbiciunile. Prin rugăciune și post ne angajăm într-o confruntare spirituală cu duhurile rele și cerem intervenția lui Dumnezeu în situații dificile. Necesitatea credinței puternice. Iisus a subliniat faptul că credința puternică este esențială pentru a experimenta puterea și intervenția lui Dumnezeu. Rugăciunea și postul pot întări și dezvolta credința noastră în Dumnezeu, ajutându-ne să avem încredere în puterea sa de a învinge lucrurile demonice. Este important să ne amintim că rugăciunea și postul nu sunt simple formule magice, ci sunt mijloace prin care ne conectăm cu Dumnezeu și ne bazăm pe puterea și intervenția sa. În lupta împotriva puterilor demonice avem nevoie de o relație personală cu Dumnezeu, o credință puternică și o căutare sinceră a voii sale. Rugăciunea și postul ne ajută să ne aliniem inima și voința noastră cu cea a lui Dumnezeu, astfel încât să primim puterea și îndrumarea necesară în lupta împotriva duhurilor rele. Știm că potrivnicul nostru, diavolul, este tare înfuriat și cu cât se apropie sfârșitul timpului, caută pe cine să înghită. Cum să ne pregătim să-i ținem piept? Despre rugăciune s-a tot vorbit și știm cât este de importantă. Ea este respirația sufletului. Dar despre post? De ce este postul atât de important și el? Haideți să ne amintim câteva experiențe ai marilor oameni ai Bibliei. Cine și de ce a postit? Vă aduceți aminte? În Vechiul Testament? În Noul Testament? Cine ne-a dat modele că datorită postului au reușit să rezolve anumite probleme? Și credința s-a întărit. Cine? Da,
La Ninive, așa este. Daniel, corect. Estera, cele trei zile cu, împreună cu poporul evreu. Da? Însuși Domnul Iisus. Moise, când a primit legea. Cine? Da, ucenicii. Da, corect. Deci avem exemple destule în cuvântul lui Dumnezeu despre post. De ce este bine să postim? Postul biblic poate aduce o serie de beneficii atât pentru corp cât și pentru suflet. Iată câteva dintre aceste beneficii. Disciplina spirituală. Postul biblic implică o disciplină personală și autocontrol. Prin abstinență de la anumite alimente sau plăceri temporare, ne antrenăm voința și ne concentrăm pe lucrurile spirituale. Postul biblic, intimitatea cu Dumnezeu. Postul biblic poate deschide ușa către o relație mai profundă și mai intimă cu Dumnezeu. În timpul postului ne alocăm mai mult timp pentru rugăciune, meditație și citirea cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că degeaba ne abținem de la mâncare sau de la anumite lucruri dacă nu ne și rugăm și nu citim cuvântul lui Dumnezeu. Sporirea clarității spirituale. Prin renunțarea la alimente și alți stimuli, postul biblic ne poate ajuta să ne clarificăm gândurile și să fim mai receptivi la învățăturile și îndrumările divine. Putem dobândi o mai mare claritate spirituală și discernământ în timpul postului. Pocăință și îndreptare. Postul biblic poate fi un timp propice pentru autocunoaștere și reflecție asupra vieții noastre. Ne putem confrunta cu păcatele noastre și putem căuta îndreptarea și iertarea lui Dumnezeu prin pocăință și schimbare de inimă. Sprijinirea unei vieți sănătoase. În unele cazuri, postul biblic poate avea beneficii fizice, cum ar fi detoxifierea organismului și sprijinirea unui stil de viață sănătos. Categorică trebuie să ținem cont de postul plăcut lui Dumnezeu. În Isaia 58, de la versetele 6 până la versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune: Iată postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în anemiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ținerea adevăratului post biblic implică respectarea unor principii și intenții specifice. Iată câteva aspecte importante de luat în considerare. Motivație corectă. Postul biblic ar trebui să fie bazat pe o motivație sinceră și inima noastră să fie îndreptată spre Dumnezeu. Este important să avem un scop spiritual clar pentru creșterea în relația cu Dumnezeu, căutarea voinței sale sau pocăința pentru păcatele noastre. Renunțarea la hrană și alte plăceri temporare. Postul biblic presupune abstinența de la anumite alimente sau tipuri de hrană pentru o perioadă determinată sau într-un anumit context. Rugăciune și citirea Bibliei. Postul biblic nu constă doar în abstinența de la hrană, ci și în acordarea unui timp special pentru rugăciune, meditație și, asupra cuvântului lui Dumnezeu și intimitatea cu El. Alocarea timpului pentru a-L căuta pe Dumnezeu și a-I cere îndrumare și întărire spirituală este esențială în timpul postului. Fapte bune și milostenie. Postul biblic nu se rezumă doar la abstinența de la hrană, ci și la implicarea activă în fapte bune și milostenie. Aceasta poate include ajutorarea celor nevoiași, susținerea comunității sau implicarea în acțiuni de caritate și iubire față de cei din jurul nostru. Disciplină și autocontrol. Postul biblic cere și disciplină și autocontrol. Este foarte important
să fim conștienți de dorințele și ispitele noastre trupești și să ne supunem trupul, astfel încât să fim mai atenți la voia lui Dumnezeu și să ne dezvoltăm voința și caracterul spiritual. Umilință și smerenie. Postul biblic este asociat cu umilința și smerenia. Este un timp pentru a recunoaște limitele noastre umane și pentru a ne umili înaintea lui Dumnezeu. Este un timp pentru a ne concentra pe El și pentru a ne aminti că totul vine de la El. Postul plăcului Dumnezeu este un post în care inima și acțiunile noastre sunt aliniate cu voința și valorile sale. Este un post în care ne deschidem în fața Lui, căutăm să ne curățim de păcat și ne înfăptuim fapte și să facem fapte bune în dragoste față de ceilalți. Postul biblic poate aduce putere în mai multe moduri. Spiritualitate intensificată. Prin post ne putem concentra mai mult asupra lucrurilor spirituale și ne putem apropia de Dumnezeu într-un mod mai profund. Renunțarea la mâncare și alte plăceri temporare poate ajuta la eliminarea distragerilor și la intensificarea rugăciunii, meditației și studiului cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta ne permite să fim mai sensibili la voia și conducerea lui Dumnezeu. Înfrânarea trupului și creșterea autocontrolului. Prin abstinența de la alimente sau alte plăceri temporare, postul biblic ne ajută să învățăm să controlăm trupul și pofta noastră. Această disciplină poate avea un efect pozitiv asupra caracterului nostru și poate dezvolta autocontrolul, care se poate extinde și în alte aspecte ale vieții noastre. Sprijinirea luptei împotriva păcatului. Postul poate fi un mijloc de a ne ajuta să rezistăm tentațiilor și luptelor împotriva păcatului. Prin abstinența de la plăceri temporare, putem învăța să ne înfrânăm dorințele egoiste și să ne concentrăm asupra lucrurilor spirituale și plăcerilor divine. Îmbunătățirea concentrării și clarității mentale. Postul poate avea un efect de purificare și detoxifiere a organismului, iar acest lucru poate duce la o îmbunătățire a concentrației și clarității mentale. Mulți oameni raportează că în timpul postului se simt mai limpezi mental și mai pregătiți să primească îndrumări și revelații spirituale. Încredere și dependență de Dumnezeu. Prin post ne confruntăm cu slăbiciunea noastră fizică și ne amintim că puterea noastră vine doar de la Dumnezeu. În momentele în care suntem înfometați sau slăbiți fizic, putem experimenta o creștere a încrederii și dependenței noastre de Dumnezeu, căutându-L pentru putere, susținere și hrănire spirituală. Este important să subliniem că puterea pe care o primim prin post vine doar de la Dumnezeu, iar postul în sine nu este un scop, ci un mijloc de a ne apropia de El și de a ne subordona voinței Lui. În timpul postului este important să ne rugăm, să căutăm voia lui Dumnezeu și să fim deschiși lucrării sale în viețile noastre. În concluzie, rugăciunea și postul sunt mijloace prin care ne conectăm cu Dumnezeu, ne întărim credința și ne consacrăm viața Lui. Aceste practici ne ajută să fim pregătiți și înzestrați pentru lupta spirituală împotriva duhurilor rele. Prin ele, căutăm ajutorul și puterea lui Dumnezeu, încredințându-ne în voia și planul Său pentru a învinge orice putere demonică. În contextul celor auzite, vă invit să ne rugăm în această direcție, în grupe de 2-3 persoane, ca Dumnezeu să ne ajute să experimentăm acest mijloc de conectare cu El, prin care putem primi putere și pentru tot ceea ce urmează să vină. Pentru că știm că vom fi încercați din ce în ce mai mult. Ultima rugăciune o voi face de aici, de la amvon.
Tatăl nostru, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău, care ne învață lucruri atât de minunate. Ajută-ne, Doamne, să-L ascultăm. Ajută-ne ca cele trei lucruri pe care ne-ai învățat astăzi, credința puternică în Tine, rugăciunea și postul, să fie la baza relației noastre cu Tine și Tu să ne curățești de tot ce mai este rău în viețile noastre, să ne dai putere pentru lucrurile care vor veni, căci știm că potrivnicul nostru, diavolul, este tare înfuriat și caută să ne înghită. Dă-ne, Doamne, putere și ajută-ne ca să postim, să ne rugăm și să avem încredere în Tine. Amin. În numele lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Raport al școlii de sabat din sabatul 12 mai 2023. Școala de sabat a bisericii noastre a fost organizată în 14 grupe, în care au fost prezenți 92 de membri ai școlii de sabat și 12 vizitatori. Grupa primară a studiat lecția cu titlul Credincioșie și răsplată. Textul de memorat al studiului se găsește în Iov 23:10. El știe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul. Juniorii au dezbătut lecția O inimă împietrită. Textul de memorat spune: mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 16:18. Amicul și împreună cu adulții au aprofundat studiul 6, ceasul judecății lui. Textul de memorat al lecției se găsește în Roman 13:11 și 12. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Matematica este o știință exactă. În profețiile lui Daniel și din Apocalipsa legate de judecată, Duhul Sfânt le-a descoperit profeților dovezi matematice clare că putem avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze școala de sabat și biserica noastră. Amin. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apocalips 4:11. Închinarea la Creator. Am avut în această săptămână o lecție, un studiu extrem de important, extrem de profund, de adânc, închinarea la Creator, la Dumnezeul cerurilor și al pământului. Și trebuie să știm că El este. Dumnezeu vine cu acest adevăr prezent. Tot ce este în jurul nostru este în cer și pe pământ. Sunt făcute de mâinile Lui, sunt creația mâinilor Lui. Iar noi trebuie să-L recunoaștem. Astăzi, ieri și dintotdeauna, acest adevăr prezent a existat, că El este și pe El trebuie să-L recunoaștem în toate căile noastre. Ne închinăm noi Lui, îl recunoaștem pe El în toate căile noastre. Vă doresc un studiu plăcut până la
11 și 5, cred, când vom avea o concluzie.